cum arată bărbatul pe care îl strânge Dana Budan în brațe? Nu știu dacă ce să-mi spui... adică bărbatul ideal, adică ce care sunt, care, care sunt atributele lui? Ce ce face pe el să fie bărbatul care trezește în tine acea femeie, încât tu să nu mai fii aia coioasă și să te lași să fii lângă un bărbat, adică să fii lângă un bărbat adevărat? Uh, da, este bărbatul uh, în fața căruia tac, iar eu uh, tac. Uh... Doar în primul rând, deci în fața unui bărbat, dar nu a unei femei, a unui bărbat, tac din respect. Deci, în primul rând, trebuie să-l respect foarte mult. Ca să-l respect foarte mult, trebuie să fie la același nivel de minte. Cu al meu, chimia de minte este foarte importantă. Fără chimia de minte nu există chimia de exact. uh, suflet și nici chimia fizică. Cine uh, aberează, uh, aberează, nu. Uh, sunt pur și simplu situații dezechilibrate care se echilibrează prin altele și funcționează, dar chimia de uh, minte este extrem de importantă. Deci eu, uh, deci bărbatul ideal pentru Dana este acela care mă face să tac, dracu. <laughs> Bravo, <gură>. <laughs> Aveți ceva pentru, pentru asta?